Premieră la Buzău, unde pasionații de echitație au avut parte de un spectacol hipic de excepție. Concurenți din toată țara s-au întrecut în competiția ecvestră la săriturile peste obstacole și dresaj, găzduite de cel mai nou centru de profil din țară. Odată cu organizarea acestui eveniment, Buzăul s-a așezat pe harta echitației românești, iar totul se datorează unui om de afaceri care iubește atât de mult caii, încât a investit în pasiunea sa tot ce a câștigat într-o viață. Copii, începători sau mai experimentați și adulți profesioniști, cu toții și-au dat întâlnire în acest weekend la Gura Câlnăului, județul Buzău, aici unde în urmă cu 2 ani a luat ființă cel mai nou centru de echitație din țară, modern și dotat cu tot ce este necesar pentru organizarea competițiilor de profil de nivel național și chiar internațional. Baza sportivă de la Gura Câlnăului a găzduit în acest weekend competiția ecvestră la săriturile peste obstacole, dresaj și ecvifan. Sunt probe care se desfășoară sub egida Federației Ecvestre Române, sunt probe calificative care asigură, alături de încă două competiții asemănătoare, calificarea și participarea în finalele de campionat național. Cu alte cuvinte, o cursă strânsă, la care s-au înscris concurenți din 15 cluburi de echitație din țară. Eu vin din București și echitație o fac de când sunt mică, dar acum mai de performanță fac de aproximativ 3 luni. Și m-am apucat de sărit tot acum 3 luni și e mai greu decât pare din afară. Este solicită o condiție fizică, coordonare și trebuie să ai o anume conexiune cu calul. Tot din București este și Elizabeth. Iubește atât de mult echitația încât deja are propriul cal. El este contador, are 10 ani și este rasa Oldenburg. L-am luat în vară, prin iulie, și de atunci ne antrenăm pentru sărituri. Cât de bine vă înțelegeți? Foarte bine, mă simt de parcă mă înțelegem în orice fac și mereu când cad, ceea ce se întâmplă foarte des, el rămâne acolo lângă mine. Competiția a durat 3 zile, iar la final cei mai buni sportivi au urcat pe podium. Cu toții însă au fost răsplătiți cu aplauzele publicului, care a savurat fiecare moment și a trăit cu sufletul la gură fiecare săritură peste obstacol al celor mai experimentați sportivi. Cel mai emoționat de întreaga atmosferă a fost de departe Nicolae Păun, omul care a visat că și la Buzău se poate face un club de echitație la cele mai înalte standarde, un centru ultramodern.